Am înțeles că Biblia spune că sunt trei ceruri. Care sunt acestea? Ca să putem răspunde la această întrebare, e necesar să citim un text scris chiar de Sfântul Apostol Pavel. Să citim 2 Corinteni 12 cu 2. Cunosc un om în Hristos care acum 14 ani a fost răpit până în al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. În pasajul acesta, Apostolul Pavel vorbește despre propria lui experiență chiar dacă vorbește la persoana a treia. Lucrul acesta este evident dacă citim cu atenție primul verset din capitol. E nevoie să mă laud măcar că nu e de folos. Voi veni totuși la vedenile și descoperirile Domnului. Am citat din 2 Corinteni 12:1 Și mai ales versetul 5. Cu un astfel de om mă voi lăuda, dar întrucât mă privește pe mine însumi, nu mă voi lăuda decât cu slăbiciunile mele, zicea el, 2 Corinteni 12:5. E remarcabil faptul că Pavel când vorbește despre o experiență lăudabilă, el vorbește despre sine ca despre un altul, un alt om. Dar haide să ne întoarcem la întrebarea noastră. Acesta este singurul pasaj din care se poate deduce că ar fi trei ceruri. Ba mai mult, al treilea cer este identificat chiar de către Pavel când în versetul 4 afirmă că a fost răpit în rai Cuvântul folosit de Pavel aici este Paradisos în grecește și pare să fie o transliterare unui cuvânt din persană care la rândui, dacă ar fi să-l traduce, ar însemna ocol, parc, rezervație, ce ar putea să cuprindă pomi, unde erau adesea ținute animale pentru vânat. Posibil că în contextul exilului evrei au împrumutat termenul de la vechii persani. El se găsește și în scrile ebraice sub forma de pardes, care se traduce în Emia 2 cu cu pădure sau livadă în Ecleziastul 2 cu 5. În traducerea grecească a Vechiului Testament, numită și Septuaginta, grădina Edenului este numită acum în grecește Paradisul Edenului, vezi Geneza 2 cu De fapt, în Septuaginta, adică în versiunea greacă a Vechiului Testament, Paradisos pare să fie o traducere a cuvântului ebraic pentru grădină. Vezi Geneza 3 cu 1 sau Ioel 2 cu 3. Totuși, în Noul Testament, termenul acesta face referire în mod evident la cer, la rai, locul unde este prezența lui Dumnezeu. Citeți din Apocalipsa 2 cu 7. Celui ce va birui îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este raiul lui Dumnezeu. Pavel identifică în mod evident al treilea cer cu raiul, paradisul, fără a simți nevoia să mai explice câte ceva despre primele două ceruri. Unii comentatori, plecând de la detaliul din relatarea creației, trag concluzia că pluralul folosit e un indiciu al faptului că Dumnezeu ar fi creat cel puțin două ceruri. Geneza 1 cu 1. La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Aici e necesar a puncta faptul că în ebraică substantivul e regăsit doar în formă plurală. Shamaim înseamnă ceruri într-o traducere motamo. Spre deosebire de unele traduceri, în versetul 8 când se relatează că Dumnezeu în a doua zi face cerul, în ebraică este tot formă plurală. Dumnezeu a numit întinderea cer, versiunea Dumitru Conlescu. Doar în Deuteronomul 3 cu 28, în textul ebraic apare forma șamau, care este o presupusă formă de singular al substantivului șamaim, forma plurală. Luminatorii, adică astrele, sunt în întinderea cerului, după Geneza 1 cu 14. Păsările zboară deasupra pământului pe întinderea cerului, Geneza 1 cu 20. Solomon, cu ocazia inaugurării templului, era conștient că prezența lui Dumnezeu nu poate fi limitată la o clădire. Se ruga el, binevoiește și ascultă cererea robului tău și a poporului tău Israel când se vor ruga în locul acesta. Ascultă-i din locul locuinței tale, din ceruri, ascultă-i și iartă-i. Am citat din Antia Împărați 8 cu 30. Concluzionând în lumina datelor prezentate până acum, se poate spune că un cer ar fi atmosfera unde zboară păsările. Un al doilea cer ar fi cosmosul, cu astrele, iar cel de-al treilea cer, acolo unde este tronul lui Dumnezeu. Aceasta este înțelegerea mea. Tu, ce crezi?